Eu, în momentul când am dispoziție să fac o lucrare, o fac. Nu stau să văd dacă îi place cuiva sau nu îi place. Și nu. De ce îmi fac lucrarea cum trece mie prin cap? Astea sunt momentele în care lucrez pentru sufletul tău, sunt momentele aproape divine, dar sunt momentele care trebuie să lucrezi la comandă. Ce vrea clientul? Aici fac o paranteză, că, vedeți, vorbeam de pictura de Gang, Chiciu din perioada Ceaușescu sau din sfârșitul de secol trecut, ca să spun așa. Dar ce să spunem acum, când piața e invadată de tot felul de mușamare, de plotere de-astea care copiază mari artiști, le bagă pe un șasiu și le vând la niște prețuri de nu-ți vine să crezi. Deci, automat, Chiciu s-a dezvoltat de 10 ori mai mult decât în perioada trecută. Și atunci te întrebi, mai are rost să pui mâna pe pensulă când te duci într-un târg și nu mai vorbesc de chinezării și de toate porcăriile. Mai rău este că vezi aceste porcării puse pe pereți la anumite persoane care au cât de cât tangență cu arta și se mai dau și cunoscători. Lucru care te deranjează și atunci chiar nu-ți mai vine să ieși pe piață sau să ieși pe simeze. Dar, în sfârșit, pe mine nu prea mă interesează lucrul ăsta, mai ales că stăpânesc bine meseria și în firma care mi-am făcut-o acum îmi desfac singur lucrările. E adevărat, din ce în ce mai greu, dar nu pot să spun că e un capăt de țară și s-a terminat. Care e bucuria artistului? Bucuria artistului e momentul când ai terminat o lucrare și ți-a ieșit bine și îți place, sau când vezi că vin tot așa. Aici e altă paranteză. Sunt oameni care știu multă artă și vin, au venit la mine în atelier destui. Dă-mi și se bucură alături de tine când eu am invitat mereu să vadă cum pictez și când termin o lucrare. Și îmi place uimirea lor și satisfacția mea asta este să nu să-mi laud de lucrarea, să constate că dintr-o pânză albă, după aceea, în câteva zile, apare un tablou foarte frumos. Sunt mulți oameni care ar dori să aibă lucrări în casă și nu își permit din cauza crizei. Și alții își permit și nu știu ce să aleagă. Și alții își permit și în loc să aleagă sau să meargă într-o galerie, dumneavoastră, nu să meargă în magazinele astea de cadouri care sunt pline de mușamare și de cel mai prost gust, adică nu vreau să intru în detalii, că mă supără deja lucrul ăsta foarte rău. Și fac un comerț de asta de artă. Cu ce credeți că se deosebește un artist, o viață de artist, o viață de om normal, care merge 8 ore la servici, vine acasă, face piața, mai merge la un cinema sau mai nou, se uită la un meci de fotbal? Artistul, care e viața lui? Artistul oricum se deosebește de un om, eu știu, mediu sau în general, adică ca și orice scriitor, ca orice muzician, adică oricum are o altă viață. El trăiește cu anumite, eu știu, trăiri, automat muzicianul sau artistul plastic sau scriitorul. Nu numai pentru el face creația. Și e bucuros când cineva îl apreciază, cât de puțin. El trăiește automat o altă lume, un alt sentiment. Nu acesta care te duci la serviciu. Bun, e adevărat. Fiecare la locul lui de muncă poate să fie un artist. Să-și îndeplinească foarte bine sarcinile de servici. Poate să fie chiar să depășească o anumită normă. Dar viața de artist e cu totul altceva. Ați avut vreo lucrare de care v-ați despărțit cu greu? Pe care încă regretați că nu ați păstrat-o pentru sufletul dumneavoastră? Cred că da, și mă refer acum la o lucrare, îmi pare rău chiar, am luat în 85 un premiu, atunci era obligat ca să particip la concursul ăsta național și mergeai cu o tematică, nu Cântarea României, era o altă conjunctură în mediul plastic și aveai tematica asta, în primul rând Ceaușescu sau industrială și în sfârșit erau niște teme precise. Eu am participat atunci cu o lucrare intitulată Pace, în care aveam niște porumbei și un chip de femeie, care a luat și premiul întâi pe țară în 85. Și
Am avut-o la Asociația Artiștilor Plastici din București, după aceea cred că am primit-o înapoi chiar după Revoluție. Nu mai rețin unde a plecat lucrarea aia. Și chiar n-am vrut să o dau. Am dat-o după ea și... Și... Asta nu am aici. Am prima mea lucrare, făcută la vreo 12 ani. Tot așa, un peisaj montan, care aia, într-adevăr, o țin la mama în București, la care țin foarte mult. Și de câte ori vreau să... Când mi-aduc aminte cum am început, mă uit la lucrarea aia. Bine, naivă, la 12 ani. Cum ați început? Începutul a fost, eu știu, prin clasa a 7-a, datorită unui profesor de geografie, care, în sfârșit, îmi dădea să fac hărțile la geografie. Profesor de geografie? Da. De aici am început să cochetez cu pictura, pentru că pentru a împușca un 10 la geografie, trebuia să faci o hartă a țării respective. Și dacă mie mi-au ieșit foarte bine hărțile respective, toți colegii veneau și îmi dădeau ceva bani să le fac și lor, să ia și 10 respectiv. Dar mai aveam pe vremea aceea, după ce terminam orele, în clasa 8-a, aveam un prieten care era pictor decorator la televiziune, Mugo Simonov. Dom'le, și aveam o plăcere deosebită să mergem la Dallas, când la vernisajele unde conferințea Frunzetti. Domnule, Frunzetti. Vreau să spun că mi-a rămas, chiar acum 2 ani, când a venit Danca Ulica aici, și îmi pare rău că nu am pus la îndemână ceea ce a scris despre mine Danca Ulica, dar mă captiva felul cum Frunzetti deschidea o expoziție, vernisa o expoziție. Și făcusem un obicei să merg în expoziții. Și de aici a început să vină și plăcerea de a pune mâna pe pensulă, pe acuarele, la început pe ulei. Și, uite așa, am început chiar să lucrez și să mă documentez asupra acestor probleme. Și, în formă, dacă ți-ai intrat în sânge, s-a terminat, nu mai ai ce face. Se spune că artistul plastic, pictorul, este cel mai neîndreptățit din toate ramurile culturii, artei, scriitorul rămâne cu o carte, muzicianul își ascultă melodia pe care a compus-o sau pe care o cântă, poate oricând să o interpreteze, dar pictorul se desparte de opera sa, se desparte iremediabil. Vă fotografiați în ultimul timp sau vreodată? Nu, am câteva albume cu lucrările pe care le-am executat așa în de-a lungul timpului. Pot să spun că se desparte de lucrare, într-adevăr. Dar gândiți-vă că ea rămâne din generație în generație. Deci, de bine de rău am satisfacția că am făcut, în perioada asta în care am activat, mii de lucrări, poate. Și am o satisfacție și am întâlnit o chestie foarte drăguță. Eram în Spania la Fimea și până românii de acolo, am întâlnit la un moment dat un prieten de familie al Fimei, care mi-a arătat pozele din Bistrița, era bistrițean. Și într-o poză de familie, unde mi-a explicat cine e în familie, pe fundal era lucrarea mea din 84. Vă dați seama, fotografia era recentă. Deci, dar tablou era tot acolo. A fost egal cu un mare premiu. Pizza, pentru mine, sigur că da, conta foarte mult. Să-mi revăd lucrarea după atâția ani, pusă totuși pe perete și acolo. Gândiți-vă că am mii de lucrări în aproape 20 ceva de ani de pictură, numai pe comercial. Aveți și în afara României. Da, am și la Londra, de exemplu. Am avut și în Spania expoziții la Toledo, la Valencia, tot așa într-o colaborare cu o pictoriță spaniolă. Dar și au plecat lucrări.